Acest program poate fi vizionat de copii în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Genul programului. Comedie. Poponeți întârzi. Parcă vă că nu ajunge până este șeful din birou să vadă că nu este. Mariu că ajunge? Mariu că nu ajunge? Pă o cutie de bomboane cu lichior. Da. La ora asta se vine, poponețule. Păi fi ajuns la timp, da. Minți! Mă păcălești. Eu? Nu e adevărat, șeful. Dacă ăia nu erau acolo, nu... Iau, să te bucurești că ai venit și ai stat în fața ușii ca vițelul la poarta nouă. Auzi, mă, care-i vopsit ușa? Șeful, am stat blocat în fața poliției capitalei pentru că tocmai ea s-au găsit ea de la primărie să repare drumul. Na. Iauzi, mă, ia uite-te, mă, minciună la el. Primăria să repare drumuri. De unde crezi, mă, popunețule? La Paris? Stimabile, nu uita că tu locuiești în micul Paris. Tu mi-ai băgat o pasta că știi că nu-i traseu meu pe acolo. De-aia, comisarul Matescu se prinde totdeauna de șmecherii. Ce șmecherii? Ce șmecherii? Ce mă enervează ăsta? Bă, dar tu ești mai prost decât crezi, mă. Eu? Nu ți-ai dat seama că ăsta o să verifice? În cazul ăsta s-ar părea că tu-l crezi pe ăsta mai prost decât e în realitate. Și atunci e și mai prost tu. Ce să... Băi, să verifice, mă, să verifice, să vedeți că așa e. Bă, și dacă până verifică el, ăia termină lucrările. Că știi cum e Torel, aruncă două lopezi de-alea de asfalt, de moloș, ciofi și pleacă. Uite, acum ești tu mai proastă decât crezi că ești, da? Pentru că ești în România, vorba lui Jeffu, nu ești la Paris. Și ăștia când se apucă de lucrări vara, termină iarna sau continuă până vara viitoare. Na! Și zi, ce mai făcut prost, mă? Nu, eu, ia început. Vezi, mă, că ți s-a umflat vena aia. O, calmează-te. Cu tot respectul, boss, dar mi-ai zis să-mi fac firmă, mi-am făcut. Așa și? Păi, nu pică cașcaval, tot în foame sunt. A, mai fi direct, adică tu mi-ai zis de firmă, tu să-mi dai și banii, nu? Nu. Să pice pară mălăiață în gura lui nătăfleață. Nu se nătăflește să nebunești, vreau să pice bani, nu pere. Dacă vrei să pice bani, nu pere, ia adresa unui tâmplar care o să te ajute să-ți dezvolți afacerea. Cu alte cuvinte, să ieși din foame. Iosif, tâmplar? Ăsta nu-i bărbatul lui tata lui... Nu. Ziceam că faci o șmecherie, mă pun la adăpost, dar... Nu. Eu tu pasta. Poftim grația. Eu și pasta. Poftim grația. Eu și pasta. Bă! A furisit să fii, poponețule, cu reparațiile tale cu tot. Eu am spus adevărul. Eu nu mint. Mai bine nu-l spuneai și nu mai sunam eu la centru. Oh, și-au aflat ăștia de la centru că au șantier în față și când au deschis fereastra de curiozitate, pac, nu-i șantier, a? Bă, ce mustruit! Au răgnit la mine! Au luat-o personal, au zis că le reproșez eu că au blocat ei drumul în fața instituției. Halt! Deci lucrările chiar există? Da! Mai rău, au cerut și om ca să dirigeze circulația. Au zis că ei sunt prea gradați ca să se ocupe cu nimicuri de-astea. Să se ducă, poponeț! Da! Că el ne-a băgat în asta, exact. Ha? Dacă mă credeți, nu verificați șeful, da? Și singur v-ați băgat în rahatul ăsta și eu nu mă duc nicăieri. Aha! Așa, foarte bine! Că e și vorba aia, crede și nu cerceta? Nu sunt singur în secția asta. Am subaltern. Da, dar noastră o să dați un exemplu ca să vă admirăm. Așa cum gradații aia de la centru nu vor să coboare printre mașini, nici eu nu vreau să mă umilesc.
Hai, vă admirăm oricum, șef. Da, că sunteți da, și până la urmă, ce este pentru celebru comisar Matescu să dirigeze circulația așa vreo 2-3 zile? E teamă că îl observă iată la fere, șef ea mare, că e bâtă și nu știe să dirigeze traficul. Și cred că e frică și de urși. Au luat sunt urși pe acolo. Mamă, și le e o foame. E și frică de urși, e frică și de trafic. Pomaneți, tu te știi spală mașina. Cine tot eu? Eu ăsta care am spus adevărul sunt pedepsit. Așa ceva nu se face. Grațiela, du-te și cumpărăm o cutie de bomboane, că mi-a scăzut glicemia. Mame, șeful! Ofti, șeful! Mă scuzați, mâine rușina chești. S-a amestecă mai bine, crema bine. Măi, Grațiela, îmi citești mie gândurile. Vrei să-mi spui și lui Chiorete ce gândesc despre el. Lasă-l! Va termin. A luat bomboane că și că fiindcă a pierdut un pariu cu moan. Nu l-am pierdut. Ba da, că dovada e că mi-ai și adus bomboanele. Nu pentru tine le-am adus. Da, pentru... Pentru mine le-ai adus, Chiorete, și tu pentru că ai clonțul ăsta mare toată ziua, o să te duci să dirijezi circulația. Ha! Executarea! Lingăilor! Numai eu am coloană vertebrală în secția asta. E clar că sunt singurul cu sânge albastru de polițai. Nu nimic! Pe mine nu mă-ndoaie nimic al și nimine, mă! Macar recunoaște că bomboanele erau pentru mine. În ceasul al 12-lea, nerușinat-o. Erau pentru mine, mă! Că eram sigură că tu nu o să recunoști că ai pierdut pariu și mi le-am cumpărat singură, că tu oricum nu-mi cumpărai. Îi ce dacă nu ți le-ai fi cumpărat? Ce era, mă, sfârșitul lumii? Da! Pentru că deja mi-era poftă de ele, m-am gândit prea mult. Mă, și dacă așa, până absurd să presupunem, ai fi pierdut pariu, ce făceai? Dacă-l pierdeam, cumpăram două cutii. Am și eu una pentru mine. Să nu slăbești mititicul de poftă. Da. De ce m-ai chemat șeful de spun în canale? Mă, pariule, știi ce m-am gândit eu? Ce? Că tu nu ești apreciat la adevărata ta valoare. Da. Aia. Te bag în afaceri, mă? Zic că dacă nu bag partul. Da, da, vreau, mă bag. Eh, atunci dacă vrei, află că am făcut o firmă pe numele tău. Deci ești în afacere începând de astăzi. Ura, sunt patron. Felicitări, patronule. Ia uite ce, fii atent, prima ta misiune e să te duci la familia asta. Așa. Și să le duci oferta asta. Bine. Cu alte cuvinte, fă-le o ofertă de nerefuzat. Te-am înțeles? Liber, ia și tu, mă, un sacou negru, o cravată, ceva neagră, o cămașă albă, pantofi de lac, ne-am înțeles? Să te prezinți acolo într-un fel, să nu... Da? Okay. Hai! Tu ești... Eu sunt ce? Ia zi, Chiorete, cum e cu dirijarea circulației în fața șefilor? E sub demnitatea ta cumva? Raportez! Este o oportunitate fantastică! Vă mulțumesc din inimă, șeful! V-aș pupa, dar nu-mi permite relația pe care o dați, să știți că în inima mea vă por pretutindeni. Vă mulțumesc! Oportunitate? Da! Am un prietenii cu șefii amari, vă spun. Mă, te pomenești că-ți fac semn cu mâna de la geam. De la volan? Căci că fiindcă eu le dau prioritate ca să ajungă mai iute la cirvici, la ei în centrală. Mare scofală! Și numai că îmi fac semne de la volan, dar îmi mai dau și mâna amicală. Aole, nu mă nebuni! Nu zic că opresc mașina în intersecție, blochează tot traficul, coboară și dau mâna cu tine. Dar mă, tu ești bre, în pauze, mă cheamă sus la ei în birourile alea mari și opulente, ne punem pe canapele, ne uităm la meciuri, mai dă și fufuleț, dă și Eugenii și șade la bârfă când bem cafea. Te cheamă și bezi cafea? Da, bre, dacă spun. Asta își face pile. Și poate l-avansează în grad și mi-a locul. Chiorete! Șeful, nu-ți face griji, mormânt! N-am zis la șefia mari că mă atare ți-o frică de camion. M-am gândit mai bine și o să merg eu în locul tău acolo. Nici într-un caz, eu nu renunț la așa onoare, dar fi invitatul șefilor ăia mari. Ba, o să renunț pentru că-ți fac ordin scris.
Da? Da. Ei bine, atunci o să iau ordinul la scris și o să mă duc întins la toți șefii mari până la etajele superioare, prin birourile alea imense, și o să le arăt că micuțul meu șef nu mă apreciază munca pe care eu o fac acolo în interesul lor și al populației și vrea să mă retragă să bulibășească tot. Ce ai zis, Chiorete? Micuțul șef? Hop! Nici nu-ți dai seama cât de mititel ești. Ești mic. Față de șefia mare, care are grade peste grade și tot felul de astea, colane și stele mari de tot. E cu câte 6 de-astea de laur pe frunte. O să vezi, o să vezi când o să te cheme să dai raportul de ce l-ai retras pe favoritul lor. Să știi că de acum noi vorbim altfel, căci că fiind cu ea în spatele mic, toți șefii amari mă iubești, deci vrea să facem concediile împreună. Bine, bine! Da, mă, dar eu sunt celebru. Ești un vierme uscat. Nici în undiță nu te-ar pune să dea la caracudă cu tine. Să mor. Gata, mă, pariule. Ce-au zis? Că plătesc oricât, nu mă să lași în pace. Păi, și de ce n-ai luat banii? Mai cumpărăși noi niște materiale sau care-i treaba? Nu știu, vorbește cu tâmplarul. Tâmplarul trăiește. E o chestie de timp. Vezi ce constituție are. Dacă-i gras, dacă-i slab, dacă-i înalt și scund. Ca să știu ce palton să-i cumpăr. Unde te uiți, mă? La tine, bă. Mă vezi? Te văd prost rău. Stai la rezolvat, stai rezolvat, rezolvat. Ce faci șef la ora asta aici? Factură de pază. Pază? Pază contra lui Chiorete, că vor ăștia să-l avanseze și vreau să găsesc un motiv ca să fie refuzat. Cine să-l avanseze, șef? Noi lui amici, șefii de la capitală, dar stai liniștită că iau măsuri. Așa? Așa, că avansările se fac pe merite, nu pe amiciții de doi bani. Păi și cum faci să nu mai fii avansat? Eu te caut prin dosarele rezolvate de Chiorete în an de zile să găsesc vreo bubă, ceva, să-l prind. Dar se pare că le-a rezolvat pe toate foarte bine al Levi. N-am găsit nimic. Dar nu mă las. Așa, șeful, te vreau. Al dracu ce. Ce-ai întârziam atât? Păi n-am venit pe drum, am venit prin canale. Asta văd, dar de ce? Ți-e frică de întuneric? Sau care-i treaba? Nu, păi m-a alergat și m-a bătut pe stradă. Ai ajuns în mijlocul schimbului de focuri. Trebuia să aștept să se întâmple decesul. Nu era decedat, era viu și m-a bătut. De ce? Puțea picioarele sau? Am vrut să iau măsura cu metru de tâmplărie. Bine ți-a făcut! Bine ți-a făcut, dacă ești prost! Păi tu, măsoriu, nu-l viu! De ce ne-ai așteptat? Foaie verde, calipanul, branc, cât-an. Ți-e ți-ar de cânta și noi se rup de oboseală, ca asta să lingem la dosarele astea toată noaptea. Păi cine v-a pus, mă, nenică? Tu, Chiorete! Eu? Da, Chiorete, tu, că nu l-ai lăsat pe Mateescu să meargă în intersecție și acum ne-a pus și pe noi și caută și el, lingem la dosare să-ți găsească ceva, ca să aibă de unde te agațe. Da, mă, și el și noi am făcut noapte albă. Și bă, tine, te doar la basket, că ai dormit, ești odihnit și acum ți-ai tălpeșit să te duci în intersecție acolo să dirigezi circulația. Și noi rămânem aici, mă, să ne chinuim cu infractorii, cu toți petenții și cu toată treaba. Se blochează secția Chiorete și o să o încasăm toți de la centru. Salvează tot secția și o să fie rău monstru. Păi și... ce să fac, mă, ca să salvez secția? Retrage-te din intersecție și trimite-l pe Mateescu să se ducă el la dirijat. În ce situație mă puneți? Vai, ce greu mi-e! Bine, mă, mă sacrific! Așa. Îl las pe Mateescu, dar cu o condiție. Toate turile mele de noapte, pe luna asta mi le faceți voi doi, să n-avem discuții. Și de câte ori mă vedeți, mă strigați, eroule, 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 de trei ori eroule,
Să nu avem discuții. Aud? Bine, măi, Batman-ule. Suntem ironici? Gata, mă duc în intersecție. Nu! No! Eroul nostru! Bine ai venit să ne salvezi secția! Eroule, eroule, eroule! Eroule, eroule, eroule! Tu ce faci, măi, economie de vorbe? Eroule, eroule, eroule! Dă-mă așa, e cu smile, e bucurie! Eroule, eroule, eroule! Alături! Fie peste ochie. Mă duc în intersecție, mă! Bă, ce eroule, stai, mă! Făceam și noi așa... Păi respectăm sau nu respectăm? Fiorete, suntem și noi obosliți, înțelege-ne! Că tu ești eroul! Ce-ai făcut, mă? Doar nu te-a bătut iar. Nu am mai apucat. I-a zis să nu vină după tine, că vine Nicolae să stea în coșciugul lui. Și? Păi, a stat. Adică i-a stat inima. A murit. A făcut infart. I-ai zis de Igor și a murit. Da. Și eu ce fac? Mai cumpăr costum? Nu mai cumpăr? Că nu... doare cap. Mai pot să gândesc. Bă, greu e să faci afaceri. Mai bine rămâneam săraci. Azi a fost prima zi de dirijat în intersecția lui Mateescu. Tare curios. Ce-o fi făcut? Cum a fost șeful? Cachiorete? Hai zi-tir, mai subțire cu cacofonia pe nume. Că nu ți-am zis borțomela. Mai tare, bă, grațielor, mai tare. Cum ajung la serviciu, cum Don Chestor personal îmi face cafeaua la nisip? Mai e un chestoraj mai mic, bă, dă ăla un luciu la pantof, mai că mi-a luat pielea după ei. Când plecăm, mă iau cu mașina și mă duc acasă. Când e de o decizie mai importantă, celebrul comisar Mateescu unde e? Cer sfatul, înțelegi, pentru deciziile ministerului. Ce mai mă sunt acolo? Cred că o să mă pună ministrul de interne în curând. Oh. Exact, eminența cenușie a ministerului. Sau albastră, după uniformă. Ce nu fac eu pentru binele secției, nu? Îți dai seama că cine merge să dirigeze circulația în locul ăla e un om făcut? Și Chiorete și Mateescu și-au făcut relații la șef. Eu să mă duc și eu acolo. Nu înțelegi că altfel rămân descoperit? Tu ești descoperit oricum. Trebuie să mă duc, pentru că dacă intru în legătura cu șefii, poate mă plac. Și poate ajung și eu ceva. Și eu cu ce pot să te ajut? Păi măi, Grațiela nu e un pericol, pentru că ea oricum e atâta și o să râdă șoferii de ea. Dar trebuie să facem ceva cu Mateescu, înțelegi? Păi, păi tu ai zis că și-a dorit foarte mult să meargă. Păi da, păi dar tu poți să-l retragi de acolo. Adică, nu știu, îl chem la un control de rutină și descoperi că are alergie la praf sau la soare sau la zgomot și că pe chestia asta nu poate să fie agent rutier. Măi, Popăneț, eu sunt psiholog, nu depistez alergii la praf, la soare, la ce mai zis tu acolo, doamne iartă. Păi dacă ești psiholog, atunci găsești tu ceva? Poate alergie la zgomot, pe sistem nervos. Ai văzut că poți? Asta e! Păi da, dar ce să facă? Nu poți să urlu la el ca să-i detectezi reacția, nu? Păi mă gândesc eu la ceva! Păi gândește-te! Gândește-te? Iole! Mi-a și venit! Stai că o rezolv! De-aia mi-era frică. Cine te-a speriat de moarte, mărâlane? Cine te-a speriat? Nu mai plânge. Ce plarma care m-ai trimis, boss? Nu se poate, n-are cum, că ăsta mi-e prieten. Suntem partener de afaceri, cel mai bun partener de spălat bani în traficul de chirestea. Și atunci nu înțeleg de ce m-ai trimis la el. Mi cum de ce te-am trimis? Ca să stea materiale pentru coșciuci, cruci, nu așa am vorbit? Ce materiale? Ăsta e motiv să mă deranjez? Ești în pericol de moarte, auzi la el. De moarte afaceri, boss. Uite cum facem. O să aranjez cu el să-ți dea materialele gratis. Ce-ai, mă, Mârlan? Gratis? Ce frumos! Păi prea târziu, boss! Nu e deloc târziu. Uite, chiar acum am să trec pe la el. Rezolvăm. Gata, nu mai plânge, nu mai plânge, că ești băiat mare, dar nu se poate așa ceva. Dă-o încolo de treabă.
ceva, doamne. Aducare-mă în hârtie. Ia. Să-l așez aici pe scaun. Dar bun, să-l așez, da, bine. Am ascuns. Bună, Teo! M-ai Bună. Chemat, m-am prezentat, mi-ai zis că e ceva deosebit. Da, este, stai jos. Da. A, nu, acolo, pe fotoliu, te rog, da. Pe fotoliu. Problema este la agenții rutieri că trebuie să le verifică reflexele mai des, dacă dirigează circulația, nu data. Da, și vrei să-mi dai cu ciocanelul în genunchi, nu? Să-mi suflec pantalonul sau să-mi dau jos? Nu, că la mâine e vorba, dar ce cu mișcările astea așa? Nu știu, cred în niște spasme, dar la prea multă muncă, înțelegi? Ah, înseamnă că tu nu ești apt pentru circulație. Poți să provoci o groază de accidente, îmi pare rău, dar o să declar că nu ești potrivit pentru așa ceva. Da, cum zici tu? Tu știi ce? Mai bine! Trebuie și pe altcineva să dirigeze traficul, ca să rămână între noi, ca eticuri. Uite, Poponeț ar fi cel mai indicat, că el are reflexe foarte bune, da? Poți să te bazezi pe el oricând, crede-mă. Da, în fond ai foarte mare dreptate, ca să prindă și el experiență în dirijatul circulației. Ce nu fac eu pentru subaltern să avanseze? Eu plec acum și cheamă un tapițer, că fotoliul are o problemă, zău. Are fotoliu. Yes! Da, o să fiu avansat, o să fiu avansat! Am uitat de astea! Viața mea s-a dat chiar peste cap. Hai, noroc, mă. Ai făcut ce te-a rugat? Bineînțeles. Am vorbit și cu Gogoașe și cu Van Damme. Stea la ei, Anglia. Nici n-a vrut să auză. Vezi, bă, și atâția ani am crezut că mi-e prieteni. S-a apucat să-mi prăștiți vorbe pe la aia până Anglia, căci că n-au un comun cu mine decât un nume de stradă. N-ai făcut crima? Și că legea nu poate să mă apere și nici să mă atace. E ceva mai presus de lege. Și pedeapsa o să fie tot mai presus de lege, asupra legii. Deasupra? Ți-a frică! Da, m-am dat mare pe acelea numai ca să-l păcălesc pe Matiescu. Adică? Ca să ducă el în locul meu, mă. Îi ziceam că e așa... De fapt, nici el nu voia să meargă, nu? Doar un idiot și-ar lăsa confortul din setie să alerge pe intersecție ca Năluca. Cum înseamnă că l-am nenorocit cu mâna mea? Cum să mă urasc? De ce să temei așa dacă a zis că sunteți prieteni atât de buni? Se știa cu musca pe căciulă. I-am luat registrele și am văzut că fura bani de la organizație. Era hoț? Exact. Și noi nu tolerăm hoți în afara sistemului nostru. Deci nu te-a supărat, boss? Dimpotrivă, ai dat un exemplu altora să știe de frică, să știe ce pățesc dacă mă înșală. Drept recompensă am să te fac partener la tâmplărie. Dar ce-i cu bocceluța asta? Unde pleci? Nu plec, boss, nicăieri. E cu haine mai vechi. M-am gândit să-i le dau lui ăsta, lui Paliu, cât și el m-a ajutat în acțiunea asta. Mm-hmm. Păi dacă te-a ajutat și Paliu, atunci o să trimit eu pe cineva să-l ia și să-l ducă la cumpărături. Aruncă mizeriile astea că pot în ultimul cad. Tu nu simți? Mi-a întors nasul pe dos. Hai, ce e pățiu, mă? M-a călcat o dubă pe picior din prima zi. Dar cum s-a întâmplat? Mi-am pus piciorul în gips la mișto ca generalul ăla de la Revoluție. Păi altfel nu scăpam din intersecția aia, muream de cald acolo. Mm-hmm. Te-ai speriat? Normal! Auzi, știi ce? Dacă mai faci tot de-astea, da? Te accidentezi eu de n-o să... Au, mi-ai rupt piciorul pe bune!
nicio